Pentru toată veșnicia de până aici, numele Domnului să fie binecuvântat. Și pentru toată veșnicia ce urmează, de asemenea putem spune, slăvit să fie Domnul. Cât despre noi, suntem de ieri, de altă ieri și mai stăm pe aici până mâine, poimâine. Dar tragem nădejde că Dumnezeu care ne-a creat după chipul Său și care este veșnic, în bunăvoința Sa, ne va dărui și nouă să avem parte de veșnicia viitoare, aceasta împreună cu El. Doamne, ajută! Am pe inimă în această seară să ne oprim puțin în Scripturi și să vedem ce a intenționat Dumnezeu cu privire la oameni atunci când a poruncit diferite sărbători. Sau ce putem noi să înțelegem și ce folos putem să avem din asemenea zile speciale. Cum a potrivit calendarului nostru românesc, este anul nou. Asta nu chiar de multă vreme, vreo 500 de ani în urmă, nu mai mult, în Europa s-a stabilit ca să fie anul nou la 1 ianuarie. E o dată puțin arbitrară. Dacă era în solstițiu, dacă era în echinocțiu, zile alte popoare este în echinocțiu de primăvară începutul anului. Cam așa ceva este și în cazul evreilor. Dar trecem peste asta. Să ne oprim în Scripturi și să parcurgem în câteva minute pentru a ne reaminti sărbătorile poruncite de Domnul. De altfel, dumneavoastră le știți, facem numai recapitular la sfârșit de an, da? Aveți și Biblie sau iară vă folosiți numai de... Sunteți ca evreii care trebuia să coboară la filisteni să-și ascută sabia. Levitic, capitolul 23. Dacă vi se ia curentul, ce vă faceți? O să spuneți că n-are nici predicatorul lumină să vadă în Biblie, dar dacă predicatorul știe din memorie. Știți și voi foarte bine. Levitic, capitolul 23. Citim de la versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește copilul Israel și spune-le. Iată sărbătorile Domnului. Deci ceea ce aveau evreii erau sărbătorile Domnului. Pentru că știți, au fost și situații în poporul Israel când oamenii au rânduit alte sărbători. Despre Ieroboam I este scris că a stabilit o sărbătoare și Scriptura spune după bunul său plac. N-a fost problemă doar că ziua a fost diferită. Problema a fost că nu era un ritual care se accepta de Domnul. Dar să le privim pe acestea. Care să le vestiți ca adunări sfinte, iată sărbătorile mele. 6 zile să lucrați, dar în ziua 7-a este sabatul. Ziua de odihnă ca o adunare sfântă, să nu faci nicio lucrare în timpul ei, că sabatul Domnului este în toate locuințele voastre. O sărbătoare care datează din cartea Genesei, capitolul 2. Ce trebuia să facă oamenii în acea zi? Sau mai degrabă trebuia spus ce nu trebuia să facă, nu? Să se odihnească și să-și amintească de două lucruri. Scrie asta și în Deuteronom 5. Până atunci, în sabat, evreii trebuiau să-și amintească de Dumnezeu Creatorul. După eliberarea din Egipt, trebuia să-și amintească și de faptul că Dumnezeu i-a eliberat, ei erau robi și acum sunt liberi, că în Egipt faraon nu îi slobozea în sabat. Era muncă tot timpul. Dumnezeu s-a dus, le-a trimis pe Moise la faraon ca să-i lase să se închine Domnului. Mai departe, o altă sărbătoare dintre cele trei anuale, versetul 4, iată sărbătorile Domnului cu adunări sfinte pe care le veți vesti la vremilor hotărâte. În luna întâi, în a 14-a zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paștele Domnului, urmate de sărbătoarea azimilor, așa cum scrie în versetul 6. 7 zile să mâncați azimi. A fost sărbătoarea ocazionată de eliberarea evreilor din Egipt, ceea ce ei trebuia să-și amintească, pe lângă ce își aminteau în sabat,
să-și amintească de fiecare dată la sărbătoarea Paștilor, ocazie o care trebuiau să jertfească un miel într-un mod special, să mănânce azimea, amintindu-și că au plecat noaptea fără să mă apucă să mai facă pâine normală și cozonaci. Și tot cu ocazia acestei sărbători, este scris că trebuia să aducă un snop, versetul 10, ca pârga secerișului lor. Era începutul seceratului orzului. 7 săptămâni mai târziu, în primele zile ale lunii a treia, citim versetul 15, de a doua zi după sabat, din ziua când veți aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și într-alta, să număr 7 săptămâni întregi. Să numărați 50 de zile până în ziua în care vine după al 7-lea sabat, atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Versetul 21, în aceeași zi să vestiți sărbătoarea și să aveți o adunare sfântă, regula să nu faceți nicio lucrare de slugă, ca o lege veșnică, era sărbătoarea primelor roade, sărbătoare care ținea doar o zi, dar suficient de importantă ca să fie nevoie ca toți bărbații din țară să se suie la locașul închinării pentru a fi părtași la aceasta. În continuare, citim de la versetul 23 că urmau 3 sărbători în luna a 7-a, luna Tishri. Versetul 24. În luna a 7-a, în cea din tâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă, vestită cu sune de trâmbițe și o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă, ci să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. În aceasta întâia zi a lunii a 7-a, așa cum scrie aici anul nou, asta era cândva toamna. Începea anul civil. Primăvara începea anul religios, iar toamna anul civil. În această întâia lună a anului civil, a 7-a anului religios, ziua a 10-a, citim versetul 27, urma sărbătoarea ispășirii. Unică, era singura zi în care marele preot slujea, numai el slujea, de altfel este o imagine a slujirii Domnului Hristos, când ce privește ispășirea, mântuirea, nu l-a ajutat nimeni, nici îngerii, nici oamenii. Era singura zi în care marele preot intra în Sfânta Sfintilor, în cea de-a doua încăpere a templului, ca să facă ispășire pentru sine și apoi pentru popor. Era singura zi poruncită de post în toată țara, cu mențiunea versetul 29, oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui. Versetul 32, aceasta să fie pentru voi o zi de sabat. Asta nu însemna sabatul săptămânal, ci sabat ca sărbătoare, ca odihnă. Că de fapt asta înseamnă sabat, odihnă, zi pusă deoparte pentru activități sfinte. Și să vă smeriți sufletele în ziua aceasta din seara zilei a noua până în seara zilei următoare, să prăznuiți sabatul vostru, pentru că la evrei se considera că ziua începe de seară. În aceeași lună urma cea de-a treia sărbătoare de peste an după Paști, cincizecime, sărbătoarea corturilor. Citim versetul 34, vorbește copilul Israel și spune-le. În a 15-a zi a acestei a 7-a luni va fi sărbătoarea corturilor în cinstea Domnului timp de 7 zile, timp în care evreii trebuiau să locuiască în corturi, ca și amintire a perioadei de după eliberarea din Egipt, când au locuit în corturi, până când Dumnezeu i-a dus în țara pe care le-o promisese. Întorceți, vă rog, pagina, capitolul 25 ne mai prezintă 2 sărbători, de data aceasta an de sărbătoare, de care evreii n-au ținut cont. Poate le se părea prea lungă sărbătoarea asta. Am citit sărbătoarea de o zi, sărbătoarea de 7 zile, sărbătoare de un an de zile. Versetul 2. Vorbește copilul Israel și spune-le, când veți intra în țara pe care vă dau, pământul să se odihnească, să țină un sabat în cinstea Domnului. 6 ani să semeni ogorul, 6 ani să stai via și să strângi roadele, dar în anul al 7-lea să fie un sabat, o vreme de odihnă pentru pământ, un sabat ținut în cinstea Domnului,
în anul acela să nu-ți semeni ogorul și să nu-ți tai via. Poate se bucurau și leneșii atunci că nu trebuia să-i pui la sapă. Dar numai că nu acesta era rostul sărbătorii. În anul acela oamenii trebuiau să asculte legea, să fie un fel de reciclare spirituală, să recunoască faptul că Dumnezeu nu doar în pustie le-a dat 6 zile mâncare și a 7-a le-a ajunjat și culeseseră într-a 6. Să știe că Dumnezeu putea să dea într-un an, încât să aibă 2 ani după aceea. Și urma o altă sărbătoare, care de fapt făcea să fie o sărbătoare de 2 ani consecutivi. Era tot la 7-lea an un an de odihnă și sărbătoare, și după 49 de ani era sărbătoarea anul al 49-lea, al 7-lea de câte 7, și urma imediat anul al 50-lea. Așa cum scrie aici, versetul 8, să numeri 7 săptămâni de ani, de 7 ori 7 ani și în zilele acestor 7 săptămâni de ani vor fi 49 de ani. În a 10-a zi a lunii a 7-a, vă amintiți ce sărbătoare era în a 7-a, în a 10-a zi a lunii a 7-a? Să nu spuneți că era ziua de naștere a nu știu cui. Voi sunteți pocăiți și nu vă încurcați cu sărbători păgâne. Era ziua ispășirii. Interesant. Începea anul de veselie din ziua iertării. Pentru că numai un om iertat pe deplin poate să se bucure. În anul acela, versetul 10, se va vesti slobozenia în țară pentru toți locuitorii ei, aceasta să fie pentru voi anul de veselie, fiecare de voi să se întoarcă la moșia lui și fiecare de voi să se întoarcă în familia lui. Anul al 50-lea să fie pentru voi anul de veselie, atunci să nu semănați, să nu se cerați ce vor aduce ogoară de la sine și să nu culegeți via netăiată, căci este anul de veselie. Și Dumnezeu le-a promis că atâta recoltă le va da în anul al 6-lea din seria aceea de câte 7, încât vor avea până în anul al 9-lea. Că Dumnezeu, sau pentru Dumnezeu, e foarte simplu să facă dintr-o porție 2 sau să facă 3, așa-i? Poate să înmulțească totul, că toate le-a făcut din nimic, numele Lui să fie slăvit. Ce ziceți dumneavoastră? E bine că rânduie Dumnezeu sărbător pentru poporul Său? Îmi spunea un frate care s-a întors din America, nu-mi place acolo. Și am întrebat de ce. Sărbătoarea numai cât eu, ține numai cât eu zi. A doua zi trebuie să meargă toți la lucru. Și în România măcar 2-3 zile măcar ține o sărbătoare. Iată că la Dumnezeu ținea și câte un an, 2. Câte o sărbătoare. Dumnezeu a rânduit ca tot la 7 zile să fie sărbătoare. Era și luna nouă, dar asta ținea doar de jertfe. Nu era și o zi de odihnă. Ca zi de odihnă erau cele 3 sărbători de peste an, Paștele, sărbătoarea cinzecimii, dacă vreți să nu știți rusalic, e expresie păgână, ziceți cinzecime, e mai biblic, și sărbătoarea corturilor. Iar ca 2 zile speciale pe lângă aceste 3, era anul nou, când se vestea cu trâmbițe începerea anului civil, și ziua a 10-a lunii a 7-a, când se făcea ispășire. Și în urmă am amintit cei 2 ani speciali, anul al 7-lea, când se vestea slobozirea robilor evrei, și anul al 50-lea, când fiecare se întorcea la moșia lui. Vedeți, Dumnezeu avea mai multe obiective să realizeze cu aceste sărbători. Astea vi le-am amintit doar întreagăt, am mai putea aminti că pe vremea lui Estera și a lui Mardoheu, la începutul secolului V înaintea noastră, s-au mai instituit încă cele 2 zile de Purim, pe care evreii le țin și în vremea noastră. Și mai târziu, secolul II înaintea noastră, s-a mai instituit sărbătoarea luminilor, odată cu curățirea templului, îndepărtarea dominației seleucide cu frații Macabei, dacă sunteți la curent cu istoria intertestamentară. În creștinism, cum vă spuneam, anul nou a apărut cândva prin Evul Mediu,
după 1500, chiar după aceea, celelalte sărbători legate de evenimente din viața Domnului au apărut cândva în secolul 3-4 în era noastră. Că până a se statua să fie sărbătorită nașterea Domnului în 25 decembrie, în fiecare lună s-a spus că s-a născut Domnul. A fost perioada în istorie când ziceau, erau împărțiți, dar erau de părere că nu iarna. Între timp au căzut toți de acord că iarna. În ce privește sărbătoarea Paștelor, și pe asta au mutat-o cum au vrut, și acum știți că la catolici este într-un fel, la ortodox și în alt fel, dar dumneavoastră și români și slovași puteți ține de două ori, așa, că mai sunt unii care, ca mine, care nu țin niciodată, să mai compenseze. Dar ce este mai important e sărbătoarea poruncită de Domnul, cina Domnului. Aceasta e marea noastră sărbătoare. Însă toate acestea ne fac să privim spre viitor, când va suna îngerul cu trâmbița și când Dumnezeu ne va aduna la o sărbătoare, nu de o zi, nu de doi ani, ci de o veșnicie. Mărit să fie Domnul! Dragii mei, ce vreau să spun? Că ce am spus până aici știți foarte bine, ce spun de aici vreau să accentuez. Zice Apostolul Pavel în Galateni 4:10, asta scriind unora care erau sub influență evreiască. Voi păziți zile, luni, vremi și ani. Și cu aceste cuvinte a prins toate sărbătoarele pe care le-am pomenit. Mă tem să nu vă fi ostenit degeaba pentru voi. Cum adică poți să ții sărbătorile să fie degeaba? Da, poți încă face multe alte lucruri degeaba. Poți să aduci și jertfe la sărbători, că de fapt asta însemna să ții o sărbătoare și tot să fie degeaba. Iată ce este scris în Coloseni, capitolul 2, versetul 16. Nimeni dar să nu vă judece. Și nici eu n-am în plan să vă judec și dacă vreți vă propun să nu mă judecați și pe mine. Cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Va să zic că în istorie zilele n-au rămas la fel, sărbătorile au apărut diferențe. Până s-au instituit sărbătorile spre care am amintit eu, de la Adam, au trecut 3500 de ani. 3500 de ani în care oamenii n-au avut sărbătorile care am amintit eu. A trecut 1500 de ani după aceea și oamenii au avut aceste sărbători. A venit Domnul Hristos și, cum vă spuneam, la început era cina Domnului. Și mai întâlnim în fapte că atâta vreme cât au rămas în mediul evreiesc, se adunau la sărbătorile evreiești. Acum, sub influența creștinismului, prin toate metamorfozele care a trecut, au apărut alte zile. Ce vreau să reținem mai întâi din aceste adevăruri? Deschid Scriptura la cartea Exod, capitolul 29, versetul 38. Un prim adevăr. Dumnezeu nu vrea ca doar în anumite sărbători să fim sfinți, să ne închinăm, să fim ai Lui. Dumnezeu vrea să-i slujim în fiecare zi, iar cu ocazia unor zile speciale să ne dăruim mai mult din timpul nostru pentru El. Dar în fiecare zi trebuie să fie cel puțin un timp, să zic eu, de o oră, dacă nu două, trei, în care să ne întreținem relația noastră cu Domnul. Exod 29:38. Iată ce se jertfește pe altar doi miei de un an în fiecare zi, necurmat. Un miel să-l jertfești dimineața, iar celălalt miel seara. Și fiecare avea o porție de un de lemn, de făină și de vin. La acele sărbători pe care le-am amintit, ce era diferit față de ceea ce trebuiau să închine în fiecare zi? Se jertfeau mai mulți viței sau alte animale, se oferea mai multă făină, mai mult vin, mai mult unt de lemn.
Dar nu era nicio zi în care focul să se stingă pe altar și dimineața și seara oamenii trebuiau să se închine Domnului. La sărbători ne adunăm acum că-s după calendarul răsăritean, că-s după cel apusean, că-s după cel evreiesc, după cel neevreiesc. În întrebarea mea pentru dumneavoastră, în anul acesta din 365 de zile, am adus în fiecare zi dimineața și seara vreo jertfă Domnului? Sau sunt zile în care suntem prea prinși cu treaba, dar de mâncat nu scăpăm să nu mâncăm, așa-i? Și multe alte activități nu rămân nefăcute. Deci Dumnezeu vrea să-i slujim în fiecare zi, iar când avem zile libere, pentru că Dumnezeu nu ne-a condamnat la muncă, deși a spus lui Adam, scrie în Genesa 3, în toate zilele tale să mănânci pâinea cu trudă. S-a îndurat de noi și ne mai dă cât într-o zi să avem de mâncat și în alta. Și în zilele în care muncim trebuie să ne închinăm, dar în cele în care nu muncim, cu atât mai mult. Iată ce vă citesc din cartea profetului Isaia, capitolul 58, de la versetul 13, cu referire la ziua de odihnă de peste săptămână. Dacă îți vrei opi piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să-L sfințești pe Domnul slăvindu-L, dacă îl vei cinsti, neurmând căile tale, neîndelnicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării, pentru că Dumnezeu ne-a dat timpul de odihnă, nu pentru petreceri doar, ci pentru suflet, pentru închinare. La ziua de sabat este scris în cartea Exod, când s-a dat legea, cuvinte rostite, e Domnul și scrise cu mâna Lui. Este ziua închinată Domnului. Închinarea trebuie să fie zilnică, pentru că trupul nostru devine templu Duhului Sfânt. Dar când avem o ocazie mai specială, ne închinăm mai bogat, aducem Domnului mai mult timp, mai multă pasiune, mai multă activitate. Și dacă așa vom face, spune Scriptura aici, versetul 14, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Așadar, în zile speciale să vă dea Dumnezeu bucurie. Că noi și în rest mai fredonăm câte o cântare, așa-i cântăreților. Dar se întâmplă că trebuie să o întrerup, că trebuie să faci o treabă, știu eu, și nu mai poți, nu? Poți să cânti și mergând cu mașina, dar trebuie să pui o frână mai bruscă și s-a întrerupt cântarea pe la jumătate. Da, dar când suntem la adunare, cântăm nu numai una, cântăm mai mult. V-a mai prins ispita anul acesta să stați acasă în zile din astea speciale? Să nu spună cineva, frate, evreii numai de 3 ori mergeau la templu. Da, frate, dacă mergeau să te iau 8 zile. Și poate mai cheltuiau pe drum vreo 3. Și dacă mai socotești câte un an din ăla de odihnă, puțină matematică și cred că ne ajung sau ne întreg cu cât timp ar trebui să cheltuim la adunare. Dar niciodată n-au rămas în pagubă. Dumnezeu le-a spus, dacă e vorba de timp special, eu vă binecuvintez. Sau ar fi fost mai bine dacă ne condamna Dumnezeu să muncim în fiecare zi. Și numai 5 minute la o săptămână să avem timp, spunem o rugăciune și încă 5 minute spunem o cântare și gata. La muncă cu voi. Davai, davai, rabot, cum spuneau rușii. Dă-i, dă-i muncă. Nu, Dumnezeu a hotărât ca să ne facă timp să ne putem închina Lui. Ne-a blestemat pământul cu măsură ca să mai și rodească și să avem timp să ne închinăm. Așa că dacă n-am făcut-o, haideți la anul să ne uităm pe cer când e lună nouă și să jertfim mai mult, când e o zi de adunare, fie ea duminică, fie peste săptămână sau cu vreo altă ocazie, și să putem să ne închinăm Domnului din toată inima, slăvindu-L, amin? Că aceste zile speciale sunt pentru Domnul, sunt în cinstea Domnului, sunt pentru închinare, pentru lucruri sfinte, în primul rând. Dumnezeu nu l-a condamnat pe om, cum spunea Domnul Hristos, explica în Evanghelie, să fie omul pentru sabat și sabatul pentru om, adică să fie în avantajul nostru sărbătoare. Dar dacă pentru sărbătoare, cum spunea cineva astăzi, atâta treabă are, să muncească, să
facă de toate, încât la urmă este prea obosit, sau cum spunea o soră, atât de mult îmi pregăteam sărbătorile numai în plan pământesc, încât de fiecare dată mă stresam și mă supăram că nu-mi ieșeau. Dacă îți propui de sărbători, în primul rând să te bucuri cu Domnul, să știi că o să-ți iasă. Că Dumnezeu te face să te sui pe înălțimile țării și să te bucuri de moștenirea care ne-a dat-o. Și o moștenire de la Domnul sunt aceste zile speciale pentru care să-i mulțumim, slăvit să-i fie numele. Că altfel, dacă nu vom ști să punem zile sfinte deoparte pentru Domnul, Dumnezeu tot ne poate impune să le punem deoparte. Dumnezeu te poate îngădui la spital, Dumnezeu i-a îngăduit pe evrei să meargă 70 de ani în robie că li s-a părut prea mult un an să odihnească, nu? Erau prea harnici. Las că o să odihnească pământul totodată, 70 de ani, și nici așa nu s-au socotit fericiți. În al doilea rând, vreau să observăm, dragii mei, că aceste sărbători, dacă le putem numi, fie ele unele sau altele, ne sunt date pentru părtășia frățească. Iată ce vă citesc din cartea Deuteronom, capitolul 16, de la versetul 11. Să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău. Asta e prima, v-am spus. Primul scop al sărbătorilor este închinarea. În locul pe care va alege Domnul Dumnezeul tău ca să locuiască numele lui acolo, tu, dar te poți închina numai tu, dar iată un al doilea scop. Fiul tău, fiica ta, robul tău, roaba ta, levitul, străinul, orfanul, văduva. Versetul 15. Se prăznuiește sărbătoarea 7 zile în cinstea Domnului, căci Dumnezeu tău te va binecuvânta toate rodurile tale și în tot lucrul mâinilor tale, de aceea să fii vesel. Să nu te înfățești înaintea Domnului cu mâinile goale. Și fiecare să dea după ce va putea, după binecuvântarea pe care o va da Domnul Dumnezeul său. În acele ocazii speciale, mai cu seamă dacă ne gândim și la anul de veselie, anul al 50-lea, nici nu mai existau robi. Toată lumea era liberă. Erau iertați. Și trebuia să se bucure și cel ce are și cel ce n-are. Și știți ce observațiile pace Pavel la Corinteni 11. Unul e prea sătul și altul e flământ. La părtășiile acestea, cum scrie și în cartea Nemia, ar trebui să-i avem în vedere pe săraci, pe necăjiți, pe cei triști, să se poate bucura cu toții. Cartea Nemia, capitolul 8, citește la versetul 9. Ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru. V-am spus, asta e primul obiectiv. Versetul 10, al doilea. Duceți-vă de mâncați cărnuri grase, beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului nostru. Nu vă mâgniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Și aici scrie în continuare că au hotărât să aducă la normele legii sărbătoarea corturilor. Să facă toți cortul, scrie în versetul 15, și apoi de la versetul 17 citesc, toată adunarea celor ce se întorsese din robie au făcut corturi și au locuit în aceste corturi. Atenție! Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copilul Israel așa ceva și a fost o foarte mare veselie. Știți că despre împăratul Ahasveros este scris că a dat un ospăț de o jumătate de an la toți demnitarii din conducerea centrală și regională. Și apoi a mai dat un ospăț de câte zile? La toți locuitorii din capitala Susa. Și scrie acolo că ce bine se simțeau oamenii, au intrat și ei prin palat, au stat întinși pe covoare, au mâncat din vase confecționate în diferite metale prețioase, au făcut și ei pe demnitari în zilele acelea, că cerea dărnicia împăratului să se simte și ei bine. Dar asta a fost odată și gata. Dumnezeu nostru vrea ca la fiecare sărbătoare toată frățietatea să se bucure, amin? Facem noi când venim la adunare în așa fel ca și cei triști să se bucure?
Doamne ferește să fiți vreuna ca Penina care o înțepa pe Ana tocmai când mergea la biserică. Când ar fi trebuit să se bucure la cele sărbători, ea era cu sepușul. Nu mai știa bărbatul cum să o facă să mânce. Când de fapt acele sărbători trebuiau să fie moment de destindere, de masă. De aceea, îngrijiți-vă după îndemnul care vi l-am dat și din cartea Nehemia și vedeți, dacă și la sărbătoare lipsește cineva de la adunare asta, chiar că trebuie să-l mai colindați odată. Vedeți ce-i cu el, că zăpada nu e așa mare să-l îngroape. Seamnă că o fi doborât de prea multă întristare, cum scrie despre unul din Corinteni, măcar că fusese păcătos. V-am spus că la unele sărbători masa era după momentul iertării. Încă nu se mai punea problema cine are, cine n-are, că era o masă comună. Nu se mai punea problema să spună stăpânul către sclav, băi, hai, punem să servesc. Putea să spună, stai puțin, tu știi exact ce zi e astăzi în calendar? S-a terminat cu robia. Aici suntem toți la masă. Pentru că așa e și în adunare. Unii poate au fost mai pocăiți, alții mai nepocăiți. Unii sunt sfinți de ani de zile, alții acum numai se pocăiesc. Cum zicea un frate că atunci când s-a pocăit, el fusese mai bandit, așa, mafiot. Și avea mașini mai bune, ducea pe frații în misiune și alții au făcut observații la frați. Măi, cum mergi în misiune cu tălharul ăsta? La care el când a văzut că totul refuză, le-a zis, Domnul Iisus când a luat, mers în cer, a luat un tâlhar cu el, voi nu-l luați nici în misiune? Voi nu vedeți că eu m-am pocăit? Deci la adunare ar trebui să fie momente de bucurie, de împlinire, slăvit să fie Domnul, amin? Vreau să mă arăt din Scripturi încă un alt folos al zilelor de sărbătoare. Până Scriptura citim din cartea Exod, capitolul 12, despre sărbătoarea Paștelor, citește la versetul 24. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce semnează obiceiul acesta, să răspundeți. Este jertfa de Paște în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre, poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Se obișnuia la evrei, copilul cel mai mic, să întrebe pe tata, de ce ținem sărbătoarea aceasta? Și tata, în stilul evreiesc, știți cum le plăcea în Biblie să povestească, să o ia din Ur, din Haldeea, de la Avram, cu povestea. Așa le plăcea la evrei, așa au fost de bine educați să audă povestea asta, încât și pe Ștefan și pe Pavel l-au ascultat, măcar că vreau să-i omoare. Nu, după ce termină povestea, au vrut să-i omoare. Când le-a spus că merge la neamuri, dar când era vorba să asculte povestea lor, toți, ochi și urechi. Și cum a fost? Uite, am fost rolul la egipteni, Dumnezeu a făgăduit lui Avram și ne-a binecuvântat. Sărbătorile sunt un timp potrivit pentru a privi în urmă la izbăvirile, la îndurările Domnului, la mântuirea Lui. Și în privința asta vă recomand să mai faceți și câte o sărbătoare în plus. Temă pentru acasă. Pentru de acum și la anul, care nu știți să rezolvați exercițiile în clasă. Este un împărat în Biblie, care instituie o sărbătoare cu sunete de buciume, cu trâmbițe și s-au bucurat foarte mult de bunăvoie și Dumnezeu s-a bucurat de legământul acela. Deci dacă facem vreo sărbătoare în plus, nu-i problemă, cum ne-a spus la niște băieți care se adunase să serbeze o zi, au nuia, un majorat. Și întreabă ei, dar n-avem voie să mâncăm și noi pizza odată să ne bucurăm? Ba da, aveți voie de vreo 7-8 ori pe an, dacă nu de 10. Așa că să-i fac curioși. Cum, frate? Să cine nu vă lasă să serbați câte o zi în fiecare lună, de 12 ori? Hai că e număr mai sfânt. Faceți o zi de mulțumire, Doamne, îți mulțumim că până aici ne-ai ajutat. Și mai puteți după un timp să mai faceți încă o zi. Și să vă amintiți, să cereți tinerilor, puneți părinții să vă povestească, cum a fost așa când erați bebelaș, de câte ori noaptea v-ați culat părinții care au fost mai bolnavi. Astăzi, căutând niște
De fapt, aranjând niște acte, văzând la care le-a trecut termenul de prescriere să nu se adune prea mare arhivă, am dat peste caretul de sănătate a celui mai mic dintre copiii noștri, care până la vârsta de 2 ani și jumătate a făcut aproape în fiecare lună pneumonie sau broșit acut. Până când Domnul s-a îndurat de el, când avea vârsta de vreo 2 ani și jumătate. De atunci, poți să-l ții în zăpadă, că nu mai are nimic. Toți medicii spuneau, va rămâne bolnav cronic. Toată viața va trebui să umble pe la tratamente, însă Dumnezeu s-a îndurat de noi. Și sunt multe alte ocazii privind în trecut, când Dumnezeu ne-a ajutat ca familie, ca adunare. Bucurați-vă și de izbăvirile care le-a dat Domnul alții, nu? Fetelor care nu v-ați măritat anul ăsta, puteți să mulțumiți pentru cele care s-au măritat anul ăsta, nu? Păi bucurați-vă că voi ați putut să mergeți cu Colinda, ele poate n-au mai putut. Așa este scris în Psalmul 20, ne vom bucura de biruința? Da, cum? Păi mă bucur de biruința mea, nu? Dar dacă noi suntem un singur trup, când este prețuit un mădular, se bucură toate mădularele, spune Apostolul Pavel în Corinteni, capitolul 12, amin? Deci, fie aceste zile un moment de a privi în urmă, după cum scriem Psalmul 103, și nu uita niciuna din binefacerile Domnului, că bun este Domnul cu Israel. Asta spune Asaf în Psalmul 73 și gândindu-se că în viața lui a întârziat să se arate izbăvirea. Dar totuși, privind la nivelul poporului Dumnezeu, Dumnezeu a lucrat felurit, slăvit să-i fie numele. Vă spuneam că cea mai de valoare sărbătoare este cina Domnului. Și de fiecare dată trebuie să privim în urmă. Încă sunt oameni în febra pelerinajelor din ultimii ani. Tare mult țin oamenii să se ducă să viziteze Israelul. Eu v-aș îndemna să nu vă duceți, că scutiți câteva sute de euro. Puteți vedea niște imagini video și nu-i mai sfânt un deal ca altul. A spus Domnul Hristos că închinarea îi induc și în adevăr, nu-i mai aproape de cer, nu ești nici pe dealul ăsta, nici pe celălalt, tot atât ești de aproape. Și puteți vorbi și cu alții care au fost pe acolo să vă povestească, să vedeți pe unde sunt locurile unde evreii știu să facă bani, pe unde sunt mănăstirile și bisericii pe care le-au construit fie ortodoxi și fie catolici ca să mai ia și ei un rând de bani. Mai bine v-ați trimite banii la Ierusalimul din sus decât să-i cheltuiți la Ierusalimul din jos. Dar dacă aveți careva de cumva deja plătit biletul, duceți-vă în pace. Eu nu vreau să vă necăjesc. Am vrut doar să mângâi pe cei ce nu pot merge. Că putem să facem sărbătoare și de la distanță lăudând numele Domnului aici. Amin? Dar nu uitați, chiar dacă nu puteți merge la Ierusalim, că de asta am făcut referire, că pentru noi a venit, a umblat pe pământ și a fost jertfit Fiul lui Dumnezeu. Nu știu cât se gândea un evreu care se ducea să jertfească un animal la templu. Uite, de exemplu, un mielușel, luat în ziua a 10-a, jertfit numai în ziua a 14-a. Să te mai uiți 4 zile, spui că pe acesta îl sacrifici. Nu știu dacă ați avut animale. Eu am crescut cu animale și te legi și de un animal. Numai dacă îl cumperi de la piață să mergi să-l sacrifici, nu ești prea legat de el. Dar dacă l-ai crescut tu, îți vine să-ți faci o poză lângă el înainte de a-l vinde, să de-a-l sacrifica. Dar Fiul lui Dumnezeu, cât de mult ne-a iubit, ne-a răscumpărat. Alții pot să-și amintească privind la trecut că erau păcătoși și Domnul le-a dat iertare. Alții pot să-și amintească în povestea recent un frate din Ardeal că a fost bolnav de cancer când avea cam 30 de ani și s-a dus undeva la rugăciune pe lângă Dej cu alți doi tineri după ce au postit câteva zile și s-au rugat, Domnul i-a vorbit. Acum are 58 de ani fratele și de atunci n-am avut probleme, deși medicii nu i-am dat nicio șansă. Putem să ne amintim cum ne-a ajutat Domnul când ne-am căsătorit sau dacă nu s-a căsătorit vreun bine să-și amintească că Dumnezeu s-a îndurat după aceea de el. Așadar, în asemenea momente să nu uităm să privim în urmă. Dar nu priviți în urmă cum mai fac câte unii să spună că ei au fost sportivi și ce bun boxor au fost ei sau ce speculă făceau ei. Astea le-a îngropat Dumnezeu
Și interesul nostru le-a îngropat și tot noi mai umblăm la ele. Citim din arhivă cât am fost noi de forțoși și de... Doamne, îți mulțumim că te-ai îndurat de noi. În al patrulea rând, dragii mei, sărbătorile sunt un moment de perspectivă. Ce a cuprins 2014 știm. Dar ce cuprinde 2015 știm? Nu știm. N-am știut noi nici tot ce se va întâmpla în acest an. Cine ar fi bănuit cine ajunge președintele României? N-ar fi zis mulți nici cu câteva zile înainte. Dar Dumnezeu, dacă vrea să facă ceva, am deschis Biblia cu 3 zile înainte de turul 2 alegerilor și am spus, Doamne, cum va fi? Și mi s-a deschis un judecător unde ziceau fiul lui Beniamin, iată-i bătuți înaintea noastră ca întâia dată, nu știau ce prăpăde așteaptă. Zic, tare s-a potrivit. Dar cine știa ce și cum va fi? Dar Dumnezeu știa dinainte cum va fi. Spune Scriptura, vă citesc din cartea Fapte, capitolul 15, versetul 18. Zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. Auziți? Le face pentru că îi sunt cunoscute, adică știe ce și-o pus în plan să fac. Că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre bine celor ce sunt chemați după planul lui. Toate? Da. Coloseni, capitolul 2, cu referire la sărbători, versetul 17, sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. De fapt, acele sărbători, că mântuirea vine de la evrei, nu sunt fără importanță. Ce însemnătate avea Paștele? Ce însemnătate avea ziua trâmbiților? Ce însemnătate avea ziua ispășirii, a corturilor? Așteptăm încă odihna, încă nu s-a împlinit întru totul. Aici încă trudim, gemem în cortul acesta, 2 Corinteni, capitolul 5. Așteptăm în fierea și răscumpărarea. Acum sunteți tineri, mâine poi mâine. Și dacă nu vreți, trebuie să vă mutați pe celelalte bănci. Și surorile, și dacă nu vor, nu mai vin. Și cu voi, de asemenea. Pentru că aici toate se rotesc. Da, noi ne îndreptăm spre o vreme unde lucrurile se vor așeza pentru veșnicie. Ce frumos spune Petru, citesc din Fapte, capitolul 3, cu privire la veșnicia viitoare, versetul 21. Până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. De aceea, frați și surori, Dumnezeu ne-a dat zile speciale ca să ne facem timp pentru acest plan care l-are Dumnezeu să-l aducă la îndeplinire. Asta nu înseamnă să ne facem noi mari planuri, ci să rugăm pe Dumnezeu să ne descopere planurile sale. Oare ce va rândui Dumnezeu anul care vine pentru noi? În zile de odihnă, stați și rugați-vă, Doamne, rânduiește pe viitor zilele care ai în plan pentru noi, în voia Ta. Și cum spunea Habacuc, zice, când am auzit ce ai vestit, Doamne, m-am îngrozit. Da, arată-ți îndurarea pentru viitorul nostru. Pentru că nu știm câte zile de anul nou, câte cina Domnului, câte sărbători săptămânale, câte zile vor mai fi. Dar vine vremea când vom fi totdeauna cu Domnul. Amin? Ne gândim noi la asta? Până când a spus Domnul, sau ce a spus Domnul cu ocazia sărbării cinei Domnului? Să faceți lucrul acesta până când? Până va veni El. Adică la cina Domnului privesc mai întâi în urmă la ce a făcut El. Dar n-a terminat, Domnul a venit întâia dată și și-a început lucrarea. Și eu trebuie să privesc înainte spre momentul cele de-a doua veniri când își va ispăși lucrarea. Că dacă nu am planurile în acord cu voia lui Dumnezeu pentru viitor, voi fi ca ispravnicul acel necredincios care cred că stăpânul zăbovește să vină.
și nu le dă hrana slujilor la vreme potrivită. Ferice de omul, zice înțeleptul eclesiastul, care cunoaște vremea și judecata. Oare ne va găsi Domnul în ziua venirii sale într-o zi de adunare? Vom fi la adunare în ziua aceea. Dacă nu obișnuim să stăm acasă, vom fi la adunare, sigur. Matematic vorbind. Dacă în fiecare zi, așa cum vă spuneam, ne aducem înainte Domnului jertfa de dimineață, jertfa de seară, dacă ne cercetăm cu privire la trecut, dacă ne gândim cu privire la viitor, Domnul ne va găsi într-o stare bună. Pentru că în fiecare zi trebuie să privesc și în urmă și înainte, dar sunt zile speciale lăsate de Domnul în care să-mi fac mai mult timp pentru toate acestea. Pentru că altfel, și cu aceasta închei, se vor găsi activități și sărbători și petreceri care nu ne vor lăsa să le gustăm și să trăim ceea ce Domnul și-ar dori. Amintiți-vă de noaptea ospățului lui Belșațar. Daniel, capitolul 5, s-a adunat acolo cu toții, au început să bea, să petreacă și Dumnezeu le-a spus, voi nu știți să sărbătoriți. S-a scris o mână, gata cu sărbătorile voastre. Știți ce-i paradoxal acolo? Se pare că a crezut în ceea ce Daniel a profețit și totuși a promis locul al treilea în împărăție. Ce a spus Daniel? Ce să mai fac eu? Nu, te prun prim-ministru, vice-prim-ministru. Dar la ce ajută asta? Pentru că totul s-a sfârșit aici. Dumnezeu însă știa că vrea să-l folosească pe Daniel, dar și mai frumos acolo scrie în capitolul 9, Daniel a știut că se împlinește 70 de ani și s-a pus să se roage. A împlinit Dumnezeu cei 70 de ani și a adus poporul înapoi? Da. Să ne ajute bunul Dumnezeu ca în zilele acestea, cât sunteți mai liberi, să vă dea Dumnezeu har chiar pentru tot anul, să nu uitați așadar aceste zile speciale. Se adaugă la închinarea noastră de fiecare zi ca un timp special pentru Domnul și pentru suflet, că are și trupul destulă porție. În al doilea rând, v-am spus că aceste sărbători speciale trebuie să întrețină părtășia frățească în adunare, care vedeți că nu vin la adunare, duceți-vă dumneavoastră la ei. În al treilea rând, v-am spus că sărbătorile trebuie să ofere un timp retroactiv de observare a evenimentelor. Ce a lucrat Dumnezeu în planul său, în viața noastră, să nu uităm și să-L binecuvântăm. Și în ultimul rând v-am spus că sărbătorile sunt un moment de a privi înainte, spre marea sărbătoare, așteptându-L pe Domnul să vină. Dumnezeu să vă binecuvânteze zilele acestea de sărbătoare, libere cum vreți, vă doresc să le trăiți cu Domnul și cu frățietatea și aducă Domnul sărbătoarea când să fim totdeauna împreună. Amin.